Este anchetă la Ministerul Educației pentru că auxiliarele de pe care au învățat elevii de clasa a patra erau neacreditate. Ministrul vrea ca orice material care ajunge în școli să fie bine verificat, de aceea a schimbat și modul de aprobare al acestora. Noile auxiliare ar putea apărea după 20 septembrie, spune ministrul. Ba cu auxiliare, ba fără auxiliare. Ministrul Educației a anunțat că până la sfârșitul lunii va introduce din nou auxiliarele în școli, unele autorizate de această dată, chiar dacă acum o lună tot el le-a scos pe toate de pe piață. Toate auxiliarele, începând cu ziua de astăzi, nu mai sunt valabile. În funcție de modificarea legislativă, maxim 15-20 septembrie. Prima decizie a venit pentru că multe edituri trimiteau în școli tot felul de cărți fără să consulte ministerul. Anul trecut, toți elevii de clasa a patra au avut pe bănci auxiliare neacreditate. Un singur auxiliar a fost autorizat anul trecut la limba engleză. În rest, tot ce au avut copiii de clasa a patra pe băncile claselor nu au avut nicio autorizare. Am demarat din punctul acesta de vedere o anchetă internă. Aștept săptămâna viitoare să avem finalizată această anchetă. Elevii ar vrea să scape cu totul de ele pentru că ghiozdanul prea greu le dă dureri de spate. Română, mate, geografia și științele, istorie și științele naturii. Doar manuale, atâta. De și ce? Caiete. Că sunt grele pentru școală și ne dor și spatele. Dacă ar fi făcut manuale mai bune, n-am avea nevoie de auxiliare. Totuși, profesorii spun că aceste materiale îi ajută zi de zi și pe ei și pe elevi la cursuri. Le folosim ca în completarea exercițiilor care există în manual, decât să facem xeroxuri după niște manuale sau alte auxiliare cumpărate din librărie. Cu toate acestea, părinții sunt nemulțumiți. Spun că plătesc prea mult pentru materialele școlare ale copiilor. N-am cumpărat chiar tot, că nu ne putem permite, noi având doi copii la școală. Liviu Pop vrea ca toate manualele să fie editate de editura didactică și pedagogică aflată în subordinea ministerului. Proiectul cel mai probabil va fi discutat în ședința guvernului de săptămâna viitoare.